Bună ziua și bine v-am găsit la această ediție a Târgului de Carte Elephant Fest, la care am avut plăcerea să fiu invitat și să vă prezint cea mai recentă carte a mea. Eu sunt Radu Pavel Gheo, sunt scriitor, printre altele, și în această vară am publicat o antologie de povestiri intitulată Un drum cu ceapă, pe care o arăt aici pentru că peste vreun minut, două, o să și citesc din ea. E o carte la care eu țin mult pentru că e un fel de imagine a prozei mele scurte, fiindcă strânge practic o serie de 30 și ceva de texte pe care le-am considerat cele mai bune texte de proză scurte ale mele și care au apărut împrăștiat de-a lungul anilor în diverse reviste, ziare, antologii, plus câteva dintre textele pe care le-am considerat iarăși cele mai bune dintr-un volum anterior, Numele Mielei, care acum este epuizat. Deci, această carte este cartea mea de proză scurtă pe ultimii 20 de ani și este o carte pe care mă bucur că am ocazia să o prezint la Elephant Fest. Ca să dau așa o mostră sau ca să vorbesc mai concret despre literatură, o să vă citesc cel mai bine un text din ea și m-am gândit să aleg chiar textul titular, Un drum cu ceapă, primul rând pentru că este destul de scurt și în al doilea rând pentru că ilustrează foarte bine cam ceea ce înseamnă acest volum și cu umorul pe care am căutat să-l inserez în el și cu ușoara melancolie sau tristețe care vine inevitabil din aceste texte, majoritatea plasate în lumea românească contemporană. Deci, un drum cu ceapă. Merg cu ceapă prin iarba umedă și soarele ne arde gâtul și umerii. Eu mi-aprind o țigară. Ceapă vine în urma mea și scuipă gros pe marginea cărării. Și tu ce mai faci? Mă întreabă el cu limba încleiată de căldură. Tot la oraș? Tot, zic eu. Tot profesor? Nu, nu mai ești profesor de 10 ani. De fiecare dată când ne întâlnim, ceapă mă întreabă același lucru și eu răspund la fel. Doar numărul anilor se schimbă. De 6 ani, de 8 ani, de 9 ani, de 10 ani. Și aproape sigur mă schimb și eu. Ceapă nu. De fiecare dată când vin în sat, îl găsesc în centru, la cruce, adică lângă monumentul soldaților uciși în primul război mondial. Pe vremuri, când în fața monumentului era o bancă de lemn, stătea pe bancă, până noaptea târziu, cu cine se nimerea pe acolo. Banca a putrezit și s-a rupt, dar ceapă tot acolo stă, seară de seară. Uneori bea ceva, când are ce. Fumează. Îmi cere întotdeauna o țigară. Îi dau, iar el mă întreabă dacă stau tot la oraș și dacă mai sunt profesor. Apoi tace îndelung și își fumează țigara. Acum mergem împreună spre gară. 2 km de drum întins, pe o cărare năpădită de buruieni. Eu mă întorc la oraș, el merge să întâmpine pe cineva la gară. Așa mi-a spus, cu aceeași voce greoaie pe care o știu de mai bine de 20 de ani. N-ai o țigară? Mă întreabă după câțiva pași. Ba da. Mă opresc și dau o țigară. Și o aprinde, trage din ea cu un oftat bătrânesc și plecăm mai departe. Cald, zic. Da, cald, mă aprobă el. Ceapă e cu vreo 7-8 ani mai tânăr ca mine, doar că pe undeva, pe la mijlocul adolescenței, mecanismul lui biologic a înțepenit. Mintea lui a rămas acolo, la 15-16 ani. Are o față de copil, de copil obosit, cu riduri. Nici trupul nu i s-a schimbat prea tare. Doar umerii s-au mai rățit și palmele sunt bătucite ca talpa, fiindcă lucrează cu ziua pe la oamenii din sat. Unde îl chem, vine. Repar ceva, car ceva, sapi, spargi lemne și îl chem pe ceapă. Muncește pe mâncare, câteodată pe bani și alteori pe datorii. Ceapă, când te însori? Îl întreb eu ca de obicei. He, rânjește el încântat că am deschis subiectul. Acum la toamnă îmi iau o gagică mișto și o aduc acasă, să-mi spele, să-mi facă de mâncare. Găsesc eu o gagică faină, să vezi, faină. Altceva nu mai zice. Și nici eu nu mai știu ce să zic. Mergem înainte prin Arșiță. Nu m-am întrebat niciodată ce mănâncă ceapă, cine are grijă de el, cine îi spală hainele. De câte ori vin acasă, în sat, el de seara acolo, la cruce. Și atâta tot. Stă într-o casă unei rude îndepărtate, care l-a lăsat pe ceapă să se aciueze acolo, ca să nu stea pustie și să nu se dărâme. Casa nu s-a dărâmat, dar nici mult nu mai are.
Mai ai o țigară, zice el. Mai am, zic. Mă opresc, mă întorc și întind o țigară. O aprinde ceremonios cu bricheta lui și porni mai departe. Transpir, mă opresc și mut geanta grea de pe un număr pe altul. Ceapa se oprește și el, iar când plec, pornește după mine. Și pe cine aștepți tu la gară, îl întreb. Ei, îmi vine cineva de la oraș. Pe Ceapă nu-l cheamă Ceapă, dar așa îi spune toată lumea. Așa îi spun și eu de când îl știu. Dacă m-aș strădui un pic, mi-aș aminti și numele lui, dar e cald, soarele de după amiază îmi înmoaie și picioarele și creierul, așa că nu-i zbute să-mi amintesc nimic și nici nu vreau să încerc. Ceapă a avut odată o mamă care a murit, un tată care a dispărut, o soră care s-a măritat într-un alt sat și o casă care s-a dărâmat. Locul unde stătea casa e un morman de pietre informe, acoperit de un desiș gros de buruie. Ajungem în halta pustie. Eu mă așez pe banca putredă și îmi las geanta de pe umăr. Ceapă se așează lângă mine. Tac. Tace și Ceapă. Mai vrei o țigară, Ceapă? Întreb eu. Dă-mi, zice el. Îi dau. Se aude și trenul. Vine, oprește în haltă și urcă în el. Salut, Ceapă, îi arunc peste umăr de pe scară. Salut, zice el grav. Nu își mută privirea spre alte vagoane. Oricum, din tren nu coboară nimeni. Ceapa așteaptă până pleacă trenul. Eu mă uit pe geam, văd halta îndepărtându-se și îl văd pe Ceapă încremenit acolo, inexpresiv, pe peron. La un moment dat se întoarce și o ia încet spre sat. Mulțumesc!